bună, bună. Ok, acum ce s-a întâmplat cu lumina? Nu înțeleg acest material. Nu înțeleg acest material. Dar acum că m-ați văzut mâncând, este cazul să mă vedeți bând și un pic de cafea. Și apoi putem să pornim acest material, pentru că astăzi este luni și vă zic bine ați venit! Ieri, ca să începem cu începutul, am fost în DM. Și noi avusesem în DM de vreo... cred că 2 luni de zile să mă uit la fondurile de ten, pentru că eu merg altfel constant în DM, dar nu neapărat mă uit tot timpul la fondurile de ten și nu neapărat mă uit tot timpul ce mai este nou. M-am dat un pic mai în spate să ne vedem mai bine. Dacă n-ați văzut colecția de fonduri de ten, vă las aici în descriere. Este un material foarte drag sufletului meu și mi-ar plăcea să îi acordați o apreciere. Also, înainte să mă supăr, vă rog să-mi dați un subscribe. Sunt that close to 1000 de subscriberi, așa că help a girl out și acordați-i un subscribe astfel încât să facă 1000 și apoi 2000 și apoi 9000 și apoi 20000 și apoi 100000. Da, vreau să avem o comunitate cât mai mare și mai frumoasă aici. Trecem direct la subiect. Ați văzut că am un nou fond de ten pentru că, hei, de ce nu? Și fondul acesta de ten este de la Essence. Mi-a atras atenția ieri în DM. Sincer, nu l-am cumpărat pentru mine, l-am cumpărat pentru un review pe care să îl fac pentru fetele care au un ten uscat sau pentru fetele care vor un fond de ten hidratant. Nu știu dacă am mai menționat asta vreodată aici, într-un material de genul acesta, însă pe TikTok cu siguranță am spus-o. Nu recomand niciodată fonduri de ten pentru un ten sensibil. Acolo mi se pare că orice vrei să spui pe față ar trebui să o faci cu acordul unui dermatolog, astfel încât să nu îți creezi niște probleme pe care nu le-ai dori. Nu înțeleg ce se întâmplă cu lumina acestui material, dar hai să continuăm. Am luat fondul acesta de ten, Hydrating Foundation with Hyaluron and Aloe Vera 24-hour long-lasting hydration. Dumnezeule, eu nu am nevoie chiar de treaba asta, deși am un fond de ten care îmi place foarte mult, la fel hidratant, pe care l-am folosit de destul de multe ori de când l-am cumpărat și care și-a creat așa un hype în online și e un fond de ten care a fost mega mediatizat în ultimele luni. Dar nu asta este subiectul materialului. Subiectul materialului este acest fond de ten pentru care m-a atras în primul rând ambalajul. Mi se pare mega cool. Ușor minimalist, doar ușor, dacă ne gândim la modul în care este denumirea lui trecută aici, Pretty Natural, și la faptul că are elemente de alb-negru și acest nude, neutral ceva. Mi-am luat nuanța 040 Neutral Vanilla. În mod normal nu aș fi ales vanila, însă asta a fost cea mai deschisă nuanță pe care am găsit-o și n-am avut ce să fac, am cumpărat-o. Voi știți că eu, hei, îmi cumpăr o grămadă de fonduri de ten blind buy și nu la toate nimerez nuanțele. Din fericire, acesta care este și aplicat în momentul de față, așa cum o să vedeți și voi în ceea ce urmează, nu știu dacă trebuie să mă duc încolo sau să mă duc încolo, dar în fine, astea sunt niște detalii care să ne țină aici, să ne țină activi în acest material. So, așa cum ziceam, 30 de ml cutiuța aceasta, ambalajul este... cum se cheamă? Tubular? Nu e chiar un tub, dar în fine, ambalajul acesta de plastic nu are pompiță, nu are nimic. Avem aici pe spate niște detalii despre produs și asta aș zice că e o noutate la Essence, să pună atât de multe detalii pe spatele produsului și scrie și în engleză. Hai să vedem. Hydrating Foundation with Hyaluronic Acid and Aloe Vera. Longwear Formula with Natural Coverage, Finish and Weightless Feel. Am ceva de comentat aici, dar o să ajungem și la aspectul ăsta. Ca să terminăm cu această cutiuță, îmi place maxim detaliul pe care l-au pus aici. You are pretty, mi se pare foarte drăguț faptul că s-au gândit să adauge un detaliu care pentru brand înseamnă un cost, să scrii treaba asta aici, dar care să, nu știu, aducă zâmbetul pe buze unei consumatoare. Nu știu dacă trebuie să mai zic ceva de el, ba da, e un produs vegan. Și ce aș vrea să vă mai spun este că citisem pe aici pe undeva, dar nu mai știu unde, dar caut imediat. Băi, scria undeva, dar nu-mi dau seama unde. Erau niște detalii foarte drăguțe pe o chestie mică. Gata! Natural coverage, natural finish, weightless feel. Adică aici. Pentru cele interesate de un fond de ten care să arate super natural, să aibă o acoperire, cum să-i zic, acoperirea nu prea e naturală, lucrul e natural. Să zicem o acoperire medie, mediuță, ceva de genul. Asta poate să fie o variantă. Este redus în perioada aceasta în DM. Eu am dat pe el 25 de lei. Sincer, nu știu cât a costat înainte să fie redus, dar încerc să caut imediat pe net. Se cheamă Pretty Natural. Dacă mai e nevoie de detaliul acesta pentru cineva, ia să vedem dacă îl găsesc pe Notino. L-am găsit pe Notino și vi-l pun și în bio, în descrierea materialului. L-am găsit cu 24 de lei chiar. Come on, focus. Ok, 24 de lei, 150 cool fawn, 170 neutral cashmere, 120 cool sand. Ok, înțeleg că exista ceva și mai deschis decât ăsta, nu în DM. Cred că 100 sau 120 ar fi niște nuanțe relativ apropiate de ce am eu aici. V-am zis, am 140 neutral vanilla, văd că el nu se regăsește pe Notino, dar vă pun linkul în descriere. Acum, l-am aplicat, nu înțeleg de ce mi se vede atât de intensă zona asta, pentru că în realitate chiar nu este intensă. L-am aplicat, o să vă arăt și vouă în timp ce vă povestesc despre el cum se aplică și cum arată pe ten, însă cred că putem să concluzionăm că rezultatul este unul mega decent și că tenul meu arată foarte bine. Acum, side note, ce trebuie să vă zic este că sunt într-o perioadă în care tenul meu arată foarte bine, la modul că nu am urme, nu am coșuri, nu am resturi de coșuri, nu am pete. Aproape că în zona asta nu mai sunt atât de altfel colorată în față, nu în față, Raluca, wake up, morning, coffee. Reiau, aproape că nu mai sunt la fel de altfel colorată față de restul feței, așa că sunt super mulțumită de cum arată tenul meu. Fondul acesta de ten, tot ce face este să, eu am o oglindă aici, de-aia mă uit în ea, nu aș vrea să o bag în cadru și atunci prefer să mă uit așa într-o parte. Ce îmi face fondul ăsta de ten este să îmi uniformizeze nuanța tenului și se descurcă foarte bine. O să vedeți și voi în imaginile pe care le inserez aici. Ce vreau să spun despre el este că într-adevăr are un finish natural. Teoretic, dacă sunteți aici, știți clar că vreți un fond de ten hidratant, sau dacă ați rămas până în momentul acesta, știți clar că vreți un fond de ten hidratant. Ideea este că nu matifiază, dar nu toată lumea vrea un fond de ten, nu neapărat hidratant, dar nu toată lumea vrea un fond de ten care să și matifieze. Eu una prefer fondul acesta de ten, tipul de fond de ten care matifiază, pentru că exces de sebum. Și pentru că sunt foarte curioasă cum o să rezulte sau cum o să arate acesta după 2-3 ore. O să filmez niște materiale acum, probabil vreo 2 ore, pentru că am de închis niște campanii și vor fi materiale cu mine, o să transpir un pic și în plus față de asta am să și plec la ziua nepoțelului meu, așa că sunt mega extra curioasă cum va rezista el pe parcursul zilei. Ce îmi place deocamdată este cum arată, ce se întâmplă pe aici. Cred că m-am murdărit un pic de rimel, dar atât de puțin încât n-am văzut când m-am dat cu rimel mascara, dar hai că e ok. Trecând de la una la alta, ziceam că sunt curioasă cum se comportă pe parcursul zilei. Sincer, nu am așteptări foarte mari de la el pentru că este hidratant, dar la fel m-a uimit și celălalt, care era un fond de ten cu acid hialuronic, ca și acesta hidratant, cu care tenul meu se înțelege foarte bine și care arată foarte, foarte bine pe tenul meu. Ce ar mai fi de zis despre el este că finish-ul este natural, acoperirea este medie, însă am pus destul de mult produs de aici, astfel încât să îmi acopăr toată fața. În zona frunții încă am cam venit și cu un pic în plus și cu siguranță, și o să vă arăt asta, am venit în plus în zona asta pentru că aici unde eu sunt colorată diferit nu a făcut față din prima. Ce mi se pare ciudat la acest fond de ten și sincer nu înțeleg de ce, nu pot să îmi explic de ce și nici nu mă pricep foarte bine la ingrediente pentru că probabil că mi-aș fi explicat în modul acesta, dar să citesc liste de ingrediente nu e chiar ceea ce vreau să fac, nu e chiar ceea ce îmi place să fac și atunci nu aș putea să zic de ce, dar vreau să vă arăt ceva, un lucru pe care cred că l-am și filmat și probabil că o să îl mai vedeți odată în reluare, ca să zic așa. Hai să vă aduc mai aproape. Ia să vedem. Invers. Pic lipește și nu înțeleg de ce se întâmplă treaba asta. Nu pot să îmi explic de ce. E un fond de ten care îmi dă o senzație lipicioasă pe față. Hai să vedem dacă așa arătăm mai bine un pic, pentru că mi se părea că sunt foarte deschisă la față. Ideea este că din prima secundă în care am pus burețelul pe față și am început să îl plasez, să îl întind, să îl blenduiesc, mi se părea că burețelul mi se lipește de față și n-am înțeles de ce. Am avut o senzație foarte ciudată pe care n-am mai avut-o niciodată cu niciun fond de ten. Așa că trebuie să vă menționez și treaba asta ca să nu mă înjurați ulterior. Mi se pare că e un fond de ten care ușor, ușor lipește. Dacă s-ar lipi de față și ar ține bine, nu aș avea nicio problemă cu el. De asemenea, sper să nu-mi creeze nicio iritație, niciun disconfort. Nu pare că mi-ar crea ceva în momentul de față. Fața mea chiar arată foarte, foarte, foarte bine. Nu știu dacă am menționat, dar o mai zic o dată sau o zic pentru prima oară. Nu mi-am setat fața cu pudră, nu am făcut decât să îmi pun aici, în zona asta, niște bronzer, pentru că asta folosesc eu în zona asta. Mi-am pus un pic de iluminator aici și cam atât. Concealerul, dar pe ăsta l-aveam de dinainte de a mă apuca să filmez acest fond de ten, pentru că, hei, nu pot să vin cu acele cearcăne în fața voastră. Nu vreți să știți ce cearcăne am eu dimineața. Dar am rezolvat cu un concealer și mi-am pus ceva pe buze și cam atât. Nu am nimic fixator, nici măcar spray de fixare, nici măcar pudră, absolut nimic, pentru că vreau să văd cum face el față pe durata zilei. Hai să citim și descrierea de pe Notino, dacă toți suntem la el. Eu nu înțeleg dacă fondul ăsta de ten e nou, siguranță este nou în DM, pentru că nu l-am mai văzut până acum, dar pe Notino nu pare a fi nou, adică nu zic că ar fi o noutate. În fine, un cadou pentru tine. Acum puteți cumpăra rimeluri, creme tonifiante și produse de machiaj cu acoperire ușoară până la medie cu 15% reducere. Wow, ce traducere au făcut! Nu știu din ce limbă, dar au tradus cu Google Translate Rules. Folosiți codul MUP15 în coșul de cumpărături. Nu se aplică produselor aflate la reducere sau lichidare de stoc. Vedeți că dacă vreți să dați o comandă pe Notino, aveți niște reduceri, dar nu la produsele care se reduse deja. MUP15 este codul. Ok, hai să vedem ce zic ei aici. Fondul de ten Essence Pretty Natural uniformizează nuanța pielii, acoperind micile imperfecțiuni. Da, confirm treaba asta. Caracteristici. Uniformizează nuanța tenului. Yes. Hidratează. Hope so. Teoretic n-ar trebui să fie probleme. Are acid hialuronic și aloe vera. Logic că hidratează. Se adaptează nuanței pielii. Da, nu am remarcat ca el să oxideze. Chiar nu am remarcat treaba asta, mi se pare că așa cum l-am pus, exact așa a rămas până în momentul de față, iar mi s-a schimbat lumina, nu mai suport asta. Sper să fie în regulă și să vedeți exact ce trebuie în acest material, pentru că m-aș oftica să nu se vadă așa cum trebuie. Între timp am mai învățat și eu să fac materiale și cred că îmi este mai bine decât anul trecut pe vremea asta. Sigur îmi este mai bine decât anul trecut pe vremea asta. Și are un efect matifiant pentru ten. Eu una nu îl văd, tenul meu nu este matifiat în momentul de față, este chiar ușor, 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 dar foarte natural glowy. Important este că e un produs vegan și spun ei că poate fi aplicat folosind degetele, buretele de fondul de ten sau peria. Eu l-am aplicat cu burețelul pentru fond de ten, sincer, nu știu cum s-ar aplica cu degetele, dar având în vedere textura asta lipicioasă, folosiți burețelul sau pensula, peria. Cine ce peria pentru fond de ten? Consistență fluid, se adresează tuturor tipurilor de piele, not really. Un ten oily niciodată nu s-ar da cu un fond de ten hidratant, pentru că ar luci ca un bec și într-o jumătate de oră probabil că s-ar înjura de toate neamurile, mă scuzați de expresie. Acoperire medie, da, sunt de acord, fără SPF, hei, fiecare are 3-4 creme cu SPF, nu ne deranjează treaba asta, pentru că eu de altfel m-am și dat cu SPF înainte, având în vedere că o să plec și o să folosesc pe deasupra un spray pe parcursul zilei, pentru că SPF-ul care m-am dat o să-mi ajungă până o să termin de filmat aceste materiale. Substanțe active, acid hialuronic și aloe vera, efect hidratant rezistent, nuanță fond de ten medium. Nuanță fond de ten medium. E neutral, ceva. Ok. Asta e materialul pe care l-am avut pentru voi astăzi. Sper că nu v-am plictisit, sper că v-am fost de ajutor, sper că aceste informații să vă susțină în a lua o decizie dacă vreți sau nu acest fond de ten. Nu uitați că mai am pe canal aproximativ 20, nu le-am numărat și în fiecare zi spun asta, fonduri de ten pe care le-am evaluat deja și cu siguranță în fiecare zi de luni o să evaluez un fond de ten nou, așa că nou pentru mine, nu neapărat pentru voi, sau nu neapărat nou pentru mine, pentru că am 50, dintre care cel puțin 30 mai sunt de evaluat de acum încolo. Avem material pentru tot anul, poate chiar mai mult de atât, pentru că eu și cumpăr în continuare, pentru că, hei, de ce nu? Săptămâna viitoare probabil că o să intre la review un UPA Milano fond de ten din acela pudră, pentru că am fost super, super curioasă de el și, doamne, ce ambalaj are! Nu vreți să știți, este divin. L-am cumpărat într-un set de pe Parfimo și o să intre și acela la review soon, pentru că sunt prea curioasă, așa cum v-am zis. Deocamdată acesta a fost vedetuțul acestui episod, acestui clip. Sper că v-a plăcut, nu uitați să îmi dați un subscribe, nu uitați să îmi dați un like acestui material și haideți să facem împreună o comunitate de 1000 de oameni frumoși care sunt pasionați de fonduri de ten, de cărți, de creme, de daily vloguri și de haul-uri de cumpărături, pentru că, Doamne, nu mă mai opresc din cumpărat. Nu mă opresc, nu am limită. V-am pupat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!